pregătirea lugojului pentru sărbătorile pascale a început astăzi cu podul de fier. Dis de dimineață, angajații de la serviciul sere și spații verzi din cadrul primăriei au început vopsirea parapeților și au reușit să termine jumătate din lucrare. Mâine urmează să fie vopsită și cealaltă jumătate, pentru un aspect mai proaspăt al podului înainte de sărbători. Am făcut azi dimineață o parte din ea, roșu cu alb, așa cum ați văzut, dar uh, mâine dimineață să ne apucăm mai de dimineață, de la 5 dimineața, împreună cu serviciul SR și am vorbit cu doamna Olariu, cea care răspunde de această acțiune. Și o să începem mai de dimineață să nu conturbăm traficul în jurul orei 8, ați văzut că e foarte complicat pe pod, și pentru a asigura securitatea muncitorilor. Ca tale, până mâine, dacă și vremea ține, Terminăm panteania de la Pod de Fier și ne continuăm lucrările la parcul și la celelalte. În ceea ce privește Podul de Fier, săptămâna viitoare va fi una extrem de importantă în deciderea a ceea ce se va întâmpla cu el, spune primarul lugojului. Atunci Direcția pentru Monumente va hotărâ dacă își va da avizul pentru a se construi un nou pod lângă și cel vechi să rămână pietonal.